Președintele Maia Sandu și speakerul Igor Grosu ar putea fi trași la răspundere penală în dosarul fraudei bancare. Procurorul general Alexandru Stoian Noglo a declarat joi că în dosarul furtului miliardului vor fi responsabilizați nu doar organizatorii și beneficiarii, dar și cei care au votat hotărârile de guvern care au permis devalizarea sistemului financiar bancar. Șeful Procuraturii Generale, Alexandru Stoian Noglo, declară că într-un an și jumătate au fost finalizate și trimise în judecată 10 de dosare parte a investigației complexe pe marginea furtului miliardului în care sunt vizați responsabili de la Banca Națională, dar și alți funcționari de diferite ranguri. În aceeași perioadă, în cadrul investigațiilor, a fost pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 3 miliarde de lei. Stoian Noglo a dat asigurări că procedura penală continuă pe o multitudine de acțiuni produse în anii 2014-2015, care sunt parte a dosarului furtului miliardului. Vom avansa până la etapa la care vor fi responsabilizați nu doar organizatorii și beneficiarii, dar și cei care au votat hotărârile de guvern, care au permis devalizarea sistemului național bancar. Actualul șef al statului, dar și președintele Parlamentului, ar putea fi obiectul investigației. În 2014, Maia Sandu, care ocupa funcția de ministru al educației, dar și adjunctul său pe atunci, Igor Grosu, au participat la două ședințe de guvern în care s-au alocat cele 9,5 miliarde de lei din rezerva Băncii Naționale pentru salvarea celor trei bănci implicate în devalizare. Până la momentul difuzării știrii, ofițerii de presă ai președinției și Parlamentului nu au răspuns la apelurile redacției noastre pentru un comentariu. În același timp, procurorul general insistă că atât pe dosarul devalizării sistemului bancar, cât și pe marginea altor investigații, se va înainta conform legii. Oamenii trebuie să înțeleagă că, de fapt, nemulțumirea actuale guvernări față de procurorul general se bazează nu pe lipsa unor rezultate, așa precum încearcă să convingă publicul, ci pe faptul că procuratura refuză să încalcă legea și drepturile omului. În acest context, Alexandru Stoian Noglo spune că modificările la legea cu privire la procuratură ar avea scopul sub și instituirii unui control politic asupra instituției. Mă îngrijorează altceva. Atunci când o guvernare care a ajuns la putere, luptând și criticând statul capturat, acum încearcă prin diverse piruete să-și subordonează toate instituțiile statului, inclusiv justiția și procuratura. Cred că veți cădea de acord că mai curând sunt manifestări ale regimului totalitare, a sistemului capturat. Declar acum deja și public că procuratura nu va accepta indicații și nu va acționa la ordin sau la emoții. Procedura de subjugare a procuraturii deja a început, în opinia lui Alexandru Stoian Noglo. Procurorul șef susține că președintele Maia Sandu încalcă toate principiile separației puterilor în stat și cheamă la raport procurorii șefi, la fel cum o făcea pe timpuri oligarhul Vladimir Plahotniuc, perioada declarată capturată chiar de șeful statului. În toată cariera mea de procuror, cred că este pentru prima dată când un șef de stat cheamă șefii procuraturii specializate la raport. Și-a permis, cred, doar Plahotniuc. Intimnăm președinție, se publică nu doar deciziile Consiliului Superior de Securitate, inclusiv din 10 august, ci și anexele cu numele celor pe care guvernarea îi vrea cu dosarele penale. Alexandru Stoian Noglo declară că nu va ceda presiunilor din partea actualei guvernări și își va continua activitatea conform legii. Eu nu am nicio temei, nici legal, nici moral, să demisionez din funcția mea. Tot ce am făcut până acum am făcut conform legii. Și eu nu cred că cineva poate a adus careva exemple unde eu am încălcat legii. Noi nu am făcut dosarele la comandă. Noi nu am persecutat oamenii de afaceri, noi nu am persecutat clasa politică, jurnaliști și mai departe. Mai mult, procurorul general s-a adresat organismelor europene specializate să vină cu un aviz pe marginea proiectului de modificare a legii procuraturii. Documentul urmează să fie adoptat săptămâna viitoare în lectură finală.